Bine ați revenit la obilisimo.ro, astăzi cu un nou unboxing, cel al telefonului UTOC 5008, unul dintre cele mai accesibile telefoane cu procesor octa-core de pe piață și hai să vedem ce se află la interiorul acestei cutii. Vă reamintesc prețul, acest telefon UTOC 5008 costă 999 de lei, a fost lansat în luna iunie și din câte am văzut pe site-ul utoc.com, el este oferit la pachet cu un SIM prepaid Orange de 5 euro gratuit inclus în preț. Cam așa arată telefonul, vedeți, foarte subțire, destul de arătos, butoane capacitive sub ecran și acum să vedem ce avem în cutie. Iată bateria de culoare portocalie și ea destul de subțire, un mic manual, alte informații și un cod pentru Zonga. Iată și încărcătorul, unul standard din câte vedem. Apoi avem o pereche de căști care arată destul de bine. Acest gen de căști veneau, dacă nu mă înșel, pe vremuri cu Walkman-urile și se auzeau destul de bine. Mă refer la design aici. Avem și o telecomandă mică la pachet cu un buton și un microfon. Dopuri pentru căști, pentru a sta mai bine în ureche. Și cablu USB, care nu lipsește niciodată în pachet. Iată-l. Ok, hai să introducem bateria în telefon, să-l pornim și să vedem cum arată interfața acestui telefon UTOC. Dacă nu mă înșelă memoria, este primul smartphone al acestui brand pe care îl testăm. Am mai testat câteva tablete UTOC, dar smartphone nu mi-amintesc. Iată o dispunere foarte interesantă a SIM-urilor. Vedeți? SIM 2, SIM 1 și slotul microSD perpendicular pe ele. Iată și bateria. Ne este semnalat unde se află chipul de GPS și cel de Wi-Fi. Camera 2 megapixele în spate cu blitz LED aici sus. Am pus capacul din plastic la loc și acum hai să pornim terminalul. Mi-amintește ușor de iPhone acest design, știu că sună ciudat, dar mi-amintește de terminalul celor de la Apple. Ok, veți primi, după cum a spus, Zonga la pachet, o lună de Zonga, o grămadă de milioane de melodii, Android 4.2 pe acest terminal. La interior un procesor octa-core MediaTek 6592 cu frecvență de 1,7 GHz. Ca GPU avem un quad-core Mali 450. Display-ul este unul de 5.5, 720p, IPS și OGS. La interior avem 2 GB de RAM, DDR3 și 8 GB de stocare plus slot microSD care vă oferă încă 32 de GB. În spate se află o cameră de 8 megapixeli cu blitz LED, zona frontală o cameră cu rezoluție bună, 5 megapixeli pentru selfie-uri și mai avem pe acest terminal NFC, GPS, Bluetooth și Wi-Fi. Din câte văd, primim și acea aplicație specială de tip formular care vă extinde garanția cu 5 ani. Acest model măsoară 7,1 mm în grosime, este mai subțire decât un iPhone, ceea ce este un compliment, și cântărește 137 de grame. Avem o baterie litiu-ion la interior de 2500 mAh. Căștile arată destul de bine după cum ați văzut și vreau neapărat să văd interfața camerei. Între timp, să vedem ce mai avem la pachet cu telefonul. El vine cu o lună de abonament CNOW și 100 de e-book-uri Elefant. Mod Live Photo, Face Beauty, panorama inclusă la pachet, setări, parafixele stock, avem și HDR, captură în rafală, filmare probabil Full HD, frame rate destul de bun al interfaței și, v-am spus, mi se pare a fi o interfață stock, fără prea multă customizare, setare de wallpaper, aici găsim widget-urile. În zilele următoare o să testăm camera, abilitatea de gaming, facem și câteva benchmark-uri, între timp rețineți numele UTOC 5008, unul dintre cele mai accesibile telefoane octa-core de pe piața românească și rețineți și ce aveți la pachet cu acest terminal. O lună de SIM-ul, o lună de Zonga și 100 de e-book-uri prin Elefant. Cam acesta ar fi unboxing-ul acestui terminal la mobilisimo.ro. Revenim foarte curând cu review și trebuie să recunosc că îmi place acest design, mai ales că telefonul este foarte, foarte subțire și pare, dacă pot să spun așa, o predicție a lui iPhone 6, dacă ar fi făcut din plastic.